Cei doi s-au numărat printre vedetele campionatelor naționale de alergare pe șosea de la Pitești. Ilie Dan a fost cel mai bun în cursa de 5.000 de metri, iar la final dâmbovițeanul a dorit să dedice succesul soției sale Irina, care nu l-a putut însoți în trivale. La Pitești, duminică, pe 15 mai, campionatul național, am alergat pe distanța de 5.000 de metri, în trivale, acolo a fost locația. Participanți, deci campionatul național cu o importanță deosebită și pentru palmaresul meu și pentru atletism în general, la veterani. Am câștigat proba de 5.000 de metri cu un timp, zic eu, bun, 19 minute și 47 de secunde. 27 de secunde, da, 27 de secunde. Greu? Pare greu, că a fost și o căldură foarte apăsătoare așa și atmosfera, dar ne-am descurcat, suntem obișnuiți, atât eu cât și colegul meu Marin Oprea. Chiar dacă nu a mai reușit să cucerească aurul, Marin Oprea a lăsat o bună impresie în concursul din Argeș. Târgoviștanul a alergat accidentat, dar a izbutit să obțină argintul la categoria asta de vârstă. La categoria 65-70. Și aici a fost o probă de 5 km. Nu a fost, a fost foarte grea, nimic de zis, dar nu m-am simțit bine fizic. Am avut un accident mic, dar în fond a contat. Dar nu pot să spun că am început anul rău, pentru că am două titluri campion al țării la sală anul ăsta și aici un argint care e bun venit, bine că am terminat cursa după. Și acum ne pregătim, eu cu Ilie Dan, ne pregătim pentru campionatele naționale care se ține la stadionul Iolanda Baraș, care e campionatele naționale de pistă și acolo vrem să facem niște rezultate foarte bune, având în vedere că acum colaborăm cu primăria și acum suntem cam cunoscuți.